Am făcut niște shopping pe Vinted în ultimul timp și m-am gândit să facem și un haul, să vă arăt ce am comandat, să vă spun cumva despre experiența mea cu Vinted în general. O să și probez, bineînțeles, toate lucrurile și o să vă zic părerea despre fiecare. Pentru cei care nu știu despre ce vorbesc, Vinted este o platformă unde poți să cumperi sau să vinzi haine, în principiu second hand. Este un fel de OLX, dacă vreți, dar pentru haine, în principiu. Zic în principiu pentru că eu am văzut, cel puțin aici în Germania, și foarte multe jucării și, în general, articole pentru copii. Dar în videoul de astăzi o să vă arăt doar ce am cumpărat în materie de haine în ultima lună, cam așa, și o să încep cu hainele mele. Dacă nu vă interesează și hainele de copii, puteți să vă uitați doar până la jumătatea videoului sau cât o să dureze hainele mele, după care o să intru puțin. Am două lucrușoare mai pentru casă, ca să zic așa, dar tot pentru mine, și mai am niște haine pentru copii, în special lână. Lână îmi place să o cumpăr second hand. Și înainte să vă arăt hainele, vreau să vă povestesc un pic despre strategia mea în ceea ce privește cumpărăturile de haine second hand online, pentru că sunt câteva lucruri la care sunt atentă. În primul rând, ce trebuie să știți despre Vinted? Vinted este doar platforma care te pune în contact practic cu vânzătorul sau cu cumpărătorul, asta în cazul în care vrei și tu să vinzi, pentru că oricine poate să-și facă un cont și să vândă la rândul lui haine pe Vinted. Asta înseamnă că tu intri direct în contact cu vânzătorul. Vinted în sine nu este o fabrică, nu are angajați care se ocupe de împachetarea articolelor pe care tu le comanzi, deci nu vin toate dintr-un loc, ci fiecare, ca și pe OLX, evident, vine de la vânzătorul de la care ai ales tu să cumperi. Ceea ce oferă ei vânzătorilor și cumpărătorilor este un fel de sistem, de fapt este chiar un sistem de plată. Banii cumva trec pe la ei și mai poți să adaugi, de fapt cred că se adaugă automat o asigurare. Asta în cazul în care nu ți ajunge coletul sau dacă pe de cealaltă parte tu l-ai trimis și cumpărătorul nu l-a plătit sau nu știu exact ce se poate întâmpla, dar aici voiam să ajung. În Germania, nu știu exact cum este în România, nu se prea folosește sistemul lor de plată. Din păcate, din fericire, nici nu știu cum să zic, majoritatea vânzătorilor, din câte am văzut eu, chiar scriu în descrierea produsului că nu acceptă plata prin sistem. Și o să vă zic acum și de ce și la ce să fiți atenți în privința asta, atente, mă gândesc că mai multe femei se uită. Dacă voi sunteți cumpărătorul, de exemplu, și achiziționați un articol de la un vânzător, vânzătorul respectiv nu primește banii, chiar dacă voi ați făcut deja plata, până când nu ajunge articolul respectiv la voi, iar voi, la rândul vostru, trebuie să intrați pe site, pe aplicație sau ce folosiți și să confirmați, deci trebuie apăsat un buton efectiv, să confirmați că ați primit coletul, iar în momentul acela banii se deblochează și ajung în contul vânzătorului. Cred că de multe ori se întâmplă ca tu, ca și cumpărător, poate ți-a ajuns pachetul și ai uitat complet să mai intri să confirmi că ai primit pachetul. Și în felul ăsta, foarte multă lume am observat că se ferește cumva de sistemul ăsta lor de plată, mă gândesc că din cauza asta. Cum funcționează aici în Germania? Majoritatea vor plata prin PayPal, mai exact prin PayPal Freunde, care e PayPal Friends, dacă vreți să traducem pe engleză, ceea ce înseamnă că PayPal nu ia niciun comision, dar nici nu ai nicio asigurare din partea lor. Deci banii care au plecat, ca și cum tu i-ai dat unor prieteni sau familie, chiar dacă tu nu cunoști persoana respectivă, și da, este posibil să-ți iei țeapă. Acum, sfatul meu este, dacă e cazul, poate stați și voi în Germania și v-ați gândit cum să faceți, să vă stabiliți cumva o sumă peste care nu sunteți dispuși să treceți și să o plătiți fără o asigurare. Și cred că puteți să discutați cu vânzătorul și să-i spuneți că, nu știu, poate 30-40 de euro, dacă costă un articol atâta, ziceți că vreți neapărat să-l plătiți prin sistem ca să fie asigurat, și eu sunt sigură că persoana respectivă va înțelege și el, ca și vânzător, are anumite beneficii dacă acceptă plata asta prin sistem. Cred că dacă persoana care primește coletul nu intră pe site și nu confirmă primirea, cei de la Vinted se ocupă și, nu știu exact, intervin cumva. Oricum, pachetul are număr de urmărire, deci are un tracking number unde se vede dacă a ajuns sau nu. Acum, ce ai pus un colet, iar
discuție, dar în principiu cam asta e situația cu plata. Sunt tare curioasă cum funcționează în România, dacă se folosește sistemul și dacă este la fel ca și aici, că trebuie confirmat primirea coletului. Să-mi lăsați, vă rog, în comentarii dacă ați folosit Vinted și dacă ați trecut și aveți experiențe de genul. Și dacă tot am vorbit despre bani și chestii din astea, eu vă zic sincer că n-am avut niciodată nicio problemă. Am vândut câteva articole, într-adevăr nu multe, și prin sistem și prin PayPal. Nici măcar nu mi s-a întâmplat să-mi ajungă pachetul cu haine defecte sau într-o stare mai proastă decât erau descrise. Deci eu sunt foarte mulțumită de Vinted. Bineînțeles că aici e vorba și de oamenii cu care interacționez și depinde mult și ei cum își prezintă produsul și dacă spun adevărul când vine vorba de starea lui și așa mai departe. Transportul în Germania costă în jur de 4-5 euro, dacă vrei, mai ales dacă vrei cu număr de urmărire. Eu, în general, nu iau și optez pentru o variantă mai ieftină, mai ales când vine vorba de tricouri sau lucruri mai mărunte care încap într-un plic, pentru că transportul printr-un plic costă 2 euro, cam ceva de genul. Deci pentru tot ce am aici, n-am plătit mai mult de 2 euro transportul, iar unele lucruri le-am luat de la același vânzător, ceea ce înseamnă că am plătit și mai puțin. Deci, practic, am avut vreo 2-3 produse într-un singur plic. Bun, și cu asta cred că am lămurit tot ce era de lămurit în privința banilor, plății și a experienței mele în general. Singurul lucru care m-a deranjat, să zic așa, la unul din coletele cu produsele pe care le-am în față este că vânzătorul l-a expediat destul de târziu. Eu l-am plătit marți, într-o marți, și ea l-a expediat abia sâmbătă, ceea ce înseamnă că a ajuns la mine aproape o săptămână mai târziu, deși aici se mișcă foarte repede cu livrarea, dar da, a fost și greșeala mea că nu am întrebat-o din start când, oricum nu mă grăbeam, dar nu mă așteptam, nu mi s-a mai întâmplat să își ia cineva așa de mult timp să ducă un colet la poștă. Cred că o să mă dau un pic mai în spate ca să pot să țin aici articolele să le vedeți mai bine și o să încep cu o bluziță, un crop top pe care cred că l-ați mai văzut pe mine, l-am purtat de când l-am primit non-stop, îmi place foarte mult. Este acest crop top cu mânecă lungă, e așa acroșetat și mâneca e puțin evazată. O să încerc să inserez niște imagini cu mine purtând bluzița asta, deși probabil ați văzut, cred că ultimele două vloguri sunt cu mine purtând asta, pentru că așa de mult îmi place și este de la Edited. Eu, în general, când găsesc un articol care îmi place, dau un search pe Google, descriu pur și simplu articolul, scriu firma și mă uit cam care este prețul lui nou. Pentru bluzița asta am găsit exact același model, doar că pe alte culori. O să vă las pe ecran dacă mai găsesc prin screen-ul, dar era în jur de 60 și ceva de euro, iar eu am dat pe asta 8 euro. Mi s-a părut super faină, deci 10 cu transport. Următoarele două articole sunt de la același vânzător, ceea ce înseamnă că au fost livrate împreună și am plătit mai puțin transportul. Și am uitat să vă zic despre cum aleg eu brandurile, după ce mă uit în general când fac shopping second hand online, pentru că este puțin diferit față de magazin, nici nu poți să probezi lucrurile, nu știi exact dacă îți vin, nu știi cum se simte materialul, ceea ce pentru mine este destul de important. Așa că folosesc filtrele și în general, și în general selectez brandurile care îmi plac la momentul respectiv sau care mi se par mie că au o calitate mai bună. De exemplu, acum, într-adevăr, primul articol pe care vi l-am arătat nu a fost ceva selectat de mine. Vinted-ul mi se pare că are un algoritm super bun și odată ce cumperi câteva articole știe ce să îți propună și așa a fost și cu ăla. Dar de la filtre am ales Arquette, COS, Uniqlo and other stories. Și cam atâta cred, cam astea sunt brandurile, Massimo Dutti parcă mai ales, branduri puțin mai high-end decât H&M, Zara, deși nici cu alea nu este nimica greșit, doar că mi se pare că uneori prețurile care sunt cerute pe Vinted la articole de la Zara și H&M sunt foarte ridicate, sunt uneori mai mari decât prețul articolelor dacă le găsești puțin reduse sau dacă ai un cod de 20%. De la Arquette am găsit un tricou alb simplu, nou-nouț,
Așa arată, îmi place foarte mult gulerul ăsta. E foarte fain tricou, este puțin mai subțire decât cele de la Uniqlo. Poate ați văzut haul-ul meu Uniqlo din toamnă, parcă. Mi-am luat niște tricouri și le port non-stop, simple, alb și negru. Știu, foarte boring, dar dacă mă urmăriți ceva timp, știți că îmi place să mă îmbrac destul de simplu. Și un tricou alb niciodată nu este greșit. Ca să-l compar un pic cu cel de la Uniqlo, depinde foarte mult ce vă place. Celălalt este puțin mai... un material mai gros, așa mai țeapăn, arată bine, ăsta este mai subțirel și ăsta îmi place, nici nu știu care e preferatul meu, dar ca și calitate îmi place și ăsta, celălalt se simte clar din start mai gros. Apoi am luat de la COS bluza asta, tot de la același vânzător, o bluză cu dungi, tot relativ simplă, are aici un artificiu care îți face talie să pară mai îngustă, iar pe partea cealaltă este cumva negativul dungilor, negru cu alb, alb cu negru. Asta este mărimea S. Mi-ar fi plăcut, sincer, după cum am văzut-o eu în poză, n-am văzut-o probată, într-adevăr, dar aș fi crezut că stă mai largă un pic pe mine. Mi-ar fi plăcut să fie puțin mai oversized. Asta e unul din dezavantajele atunci când comanzi online, mai ales pe Vinted, când nu ai tot timpul hainele îmbrăcate pe model, că nu-ți dai seama exact cum este croiul. Îmi place și așa, doar că mi-am imaginat că este puțin mai lărguță, iar pe fiecare, deci pe astea am dat pe fiecare 6 euro, deci 12 euro în total plus transportul. Ca să rămânem la dungi, am mai comandat un tricou de la COS. Mi-a plăcut foarte mult combinația de culori. Gulerul este un bleu marin, așa un albastru închis, iar tricoul este simplu cu dungi albe și verzi. Eu nu mă îmbrac foarte colorat, nu știu dacă v-ați dat seama. Am câteva culori care îmi plac și când mai îmbrac așa o bluză într-o culoare, dar nu prea îmi place să combin culorile între ele. Tricoul ăsta însă mi-a plăcut din start și cred că aș reuși să-l incorporez în garderoba mea. Știți că îmi plac și foarte mult dungile, deci nu am nimic de comentat. Ăsta este tot mărimea S, dar vine mai lărguț. Cam așa îmi imaginam că stă și bluza. Următorul articol am riscat foarte mult, ceea ce nu fac de obicei. După cum ați observat, până acum mi-am comandat doar bluze, haine pentru partea de sus a corpului. Cu pantalonii nu prea mă risc, pentru că nici măcar când îi comand din magazin, nu știu ce mărime să-mi iau, nu știu cum îmi vin, sunt destul de sceptică și nu prea reușesc să-mi găsesc mărimea potrivită, așa că nu prea comand blugi sau pantaloni second hand, mai ales așa online, când nu pot să-i trimit înapoi. Dar mi s-a pus pata pe o pereche de blugi Barrel Leg de la Arquette. Și eram cât pe ce se comande pe site, am zis că dacă nu vine, îi trimit înapoi. M-am uitat pe tabelul de mărimi, deci știam exact ce mărime mi-ar trebui, dar tot n-am pus comanda. Și după cum vă ziceam că Vinted are un algoritm super inteligent, nu știu exact cum reușește, mi-a apărut acolo la recomandate perechea asta de blugi, exact cea la care m-am uitat eu, exact nuanța la care m-am uitat eu, și exact mărimea de care am nevoie, așa că n-am putut să îi las și i-am comandat. Pe lângă asta au fost 15 euro, nici n-am mai stat să negociez, puteți să negociați dacă vreți, mai ales în ceea ce privește transportul, dacă poate vânzătorul să preia transportul și atunci mai câștigați niște bănuți. N-am mai negociat absolut nimica, i-am comandat. Este modelul lor Barrel Leg cu talie înaltă, asta înseamnă că sunt mai largi. Tipa îi vindea pentru că pe ea o strângeau și într-adevăr mărimea este cumva la limită. Dacă erau, cred că, un centimetru mai strâmți, nu mai intram în ei. Mi se pare că sunt un pic mai strâmți decât au zis ei acolo pe site. Și aș avea nevoie de un sfat aici legat de blugii ăștia. Deci mie îmi place foarte mult că vin în partea de sus. O să vă pun o poză cum ar trebui să vină ei pe o persoană mai înaltă. Eu sunt mică de înălțime, am 1,62 și blugii vin mai lungi, evident. Majoritatea blugilor, dacă nu sunt ca cei de la Levi's, de exemplu, unde poți să alegi talia și lungimea cracului, îmi sunt lungi. Iar blugii aceștia ar trebui să fie mai scurți, cred că până la gleznă. O să vă las o poză cu modelul îmbrăcat, iar mie îmi vin, evident, mai lungi. Iar acum întrebarea este dacă îi port așa, sau dacă să-i scurtez. Cred că tind spre a-i scurta. Nu știu ce ziceți. Să-mi lăsați și părerea voastră. Cred că am uitat să vă zic prețul la tricoul în dungi. Asta a fost 7 euro. Și mai am un singur articol pentru mine. Și anume o jachetă. Am fugit jos după ea că am uitat-o pe cuier.
și acum nu mai pot să vorbesc. O jachetă de primăvară-toamnă de la Uniqlo. Așa arată. E un crem deschis, bej deschis, așa scurtuță, cu buzunare. Îmi place foarte mult. Asta e mărimea XS. Aici am întrebat un pic, am intrat un pic în discuții cu tipa pentru că asta chiar nu voiam să fie strâmtă și mi-a zis că e oversized. Este suficient de oversized, e un pic la limită, nu mi-ar fi displăcut să fie și mai largă, dar este ok. Iar pe asta am dat 8 euro, deci super bun prețul. Am uitat să vă arăt un articol sau poate în subconștientul meu n-am mai vrut să vi-l arăt, pentru că este articolul care îmi place cel mai puțin din tot ce am comandat de pe Vinted, tura asta. Este acest cardigan, mi-a plăcut foarte mult printul. V-am zis într-un vlog că mă uit la Only Murders in the Building, la un serial nou cu Selena Gomez și purta ea ceva asemănător, cred că era alb și negru sau alb și galben, nu mai știu exact. Dar de la ea m-am inspirat și am văzut cardiganul acesta care părea să fie cu lână. Am și întrebat-o pe tipă dacă conține lână și ea mi-a zis că este un blend cu mohair, dar că este vintage cardiganul și nu mai are etichetă de compoziție. Într-adevăr nu are nicio etichetă. Până la urmă l-am luat pentru că era, și ăsta a fost 6 euro, ceva de genul. Firma nu o cunosc, habar n-am ce brand este ăsta. E foarte plăcut materialul, chiar nu înțeapă deloc. Doar că mă așteptam să fie un pic mai lung, sincer. Din nou, faptul că nu vezi articolul probat sau poți să cer poză cu el îmbrăcat, dar nu știu, nu m-am gândit. Am crezut din start că este puțin mai lung și mai lărguț. Este destul de strâmt și vine cam până sub sâni, nu știu, un pic cam scurt, după părerea mea. Mai vreau să vă arăt rapid, o să trec repede prin celelalte, mi se pare că am vorbit cam mult. Am niște papuci de casă. Așa, din lână, cu lână în interior. Mie mi-e frig la picioare iarna, indiferent ce fac, am și șosete cu lână și prin casă îmi place să am ceva cald în picioare. Pe aceștia nu i-am luat de pe Vinted, dar m-am gândit să includ pentru că este tot un grup de Facebook unde se vând articole din lână. Cred că v-am mai povestit eu de el. Papucii erau noi și am mai luat o pătură din lână. Cred că e cașmir. O combinație din cașmir și lână, nu e nimic spectaculos, dar este foarte, foarte călduroasă și așa de fain să stai pe canapea, să te uiți la un serial cu o pătură care chiar te încălzește, are așa franjuri în partea de jos și este minunată, nu mai știu cât am dat pe ea, 80 de lei, ceva de genul și pe papuci 60-70 cu ceva pe acolo. Și ultima categorie din videoul de astăzi sunt câteva articole de lână pentru copii. De fapt, sunt toate pentru Mara. Milan mai are. El a ajuns la vârsta și la mărimea la care poate purta hainele două sezoane, ceea ce mă bucură. Dar Mara încă nu, așa că o să vă arăt câteva hăinuțe pe care le-am luat ei. Și o să încep cu ce să încep cu cardiganele. Despre hainele de lână pentru copii, în principiu, v-am mai povestit eu că îmi plac foarte mult. Mi se pare că țin de cald. Nici nu transpiră în ele, așa că optez pentru haine de lână când vine sezonul rece. Ele sunt foarte scumpe noi, așa că mă orientez mai degrabă la hăinuțele second hand, mai ales că la vârsta asta nu le poartă foarte mult. Ele rezistă, dacă se spală corespunzător, rezistă foarte bine lână. Și am luat de la Disana un cardigan așa roz, petrecut. Din 100% lână, foarte moale și călduros. O mai avut exact modelul acesta într-o mărime mai mică pe care l-am spălat eu greșit, deși nu știu exact ce am făcut greșit, că eu cred că l-am pus la program de lână și tot a intrat la apă. Ăsta are un pic de scămoșare specifică lânei, dar pot să o dau jos cu aparatul. Încă nu le-am îmbrăcat, așa că nu le-am făcut absolut nimica. Dacă vă plac hainele de lână pentru copii, cu siguranță știți de brandul acesta. Și tot de la Disana am luat două perechi de pantaloni, ăștia pantaloni salopetă. E un model faimos, aș zice, la ei. Așa arată, vin până sus, deci țin și la spate de cald. Ăștia sunt foarte buni de dat peste niște leggings sau peste orice pantaloni mai subțiri cu care stă ea în casă. Dacă ieșim afară pot să-i dau un cardigan, depinde cât e de frig, sau o pereche de pantaloni și am luat în două mărimi. Asta este o mărime mai mică, gri, și am luat și pe rozul acesta următoarea mărime, pentru că nu eram sigură exact de ce mărime are nevoie și am prins la un preț destul de ok. Cred că am dat
15 euro pe fiecare. Hainele de lână sunt scumpe, chiar și second hand. Mai am încă două cardigane. Cred că am zis că încep cu cardiganele și apoi v-am arătat pantalon, dar am rămas blocată pe Disana. Pe ăsta l-a purtat și acum văd că are o mică pată aici, trebuie să-l spăl. Ăsta este de la brandul Yoha, cred că se pronunță. Și ăsta este foarte călduros și pufos. Tot de la Disana i-am mai luat un cardigan așa, într-un galben muștar. Disana îmi place super mult, mi se pare că are o calitate super bună. Și am mai luat o jachetă din lână fiartă. Asta este căptușită, iar brandul este Erenkind. Are glugă așa ascuțită de elf. Mi s-a părut super drăguță. Cu nasturi de lemn, cred că e lemn de cocos, dacă nu mă înșel. Și aici la mâneci are o șmecherie foarte faină. Multe jachete din astea de lână au. Manșeta asta este foarte lungă, din jersey, și se poate îndoi, deci îi vine foarte mult timp jacheta. Se poate purta așa și când mai crește, pur și simplu o desfaci și nu pare că e mică și poate să o poarte foarte mult timp. Îmi place că se încheie până sus, până la gât și îi ține de cald și v-am zis că și gluga e foarte drăguță. Are și căptușală și buzunare, nu că i-ar trebui ei buzunare. Și cam asta a fost videoul de astăzi, acestea au fost hainele pe care le-am cumpărat în ultimul timp, sper să mă abțin, dacă nu o să mai fac un video de genul, dar sper să mai treacă puțin timp, poate la anul, să nu mai comand totuși, că acum pentru o perioadă sunt asigurat atât eu cât și copiii. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi și că v-a ajutat, inspirat, orice, poate vreți să vindeți și voi hainele pe care nu le mai purtați. Dacă vă plac în general haulurile și videourile acestea în care vă iau cu mine la cumpărături, să știți că mai am câteva videouri de genul și vă invit să vă și abonați dacă vă interesează subiectele și dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi aici. Vă mulțumesc pentru vizionare încă o dată și ne vedem în următorul video.